Tragedie învăluită mister la Galați, un youtuber a pierit aseară într-un accident bizar, mașina lui s-a zdrobit de un camion, șoferul tirului l-a povestit șocat polițiștilor că tânărul a tras de volan brusc și într-o fracțiune de secundă a intrat sub colosul de fier. Adrian avea 24 de ani. Era youtuber, iar postările lui convinseseră aproape 1000 de fani să-l urmărească. Avea sute de clipuri video în ultimii șapte ani. Visa să devină celebru, să facă o carieră pe internet și să câștige bani. Cu o zi înainte să moară, chiar vorbea despre asta. Bani. Astăzi este despre bani. Știi acel moment când vocea din capul tău îți vorbește la ore târzii și îți spune că ești mai bun de atât? Că vei reuși lucruri mărețe, a doua zi te enervezi, te ambiționezi și fugi către visele tale. Totul s-a spulberat însă. Adrian mergea acasă într-o localitate din apropiere de Galați, când a intrat cu mașina pe contrasens într-o curbă și a lovit un camion. Impactul a fost atât de puternic încât și automobilul lui și tirul s-au răsturnat. Bucăți din mașina tânărului de 24 de ani sunt împrăștiate peste tot pe marginea drumului, pe o distanță foarte mare. La fel și marfa cu care era încărcat autotrenul, porumbul a rămas pe marginea drumului. Șoferul camionului sub roțile căruia a pierit Adrian nu poate să scape de impresia că moartea tânărului nu a fost întâmplătoare. Își ținea banda, mergea normal și exact în momentul când, când ne-am intersectat, adică atunci aproape când se ne intersectăm a tras brusc stânga în mine, ca și cum ar, ar fi tras intenționat. N-am avut timp de reacție. Tânărul care visa să devină celebru pe internet era un șofer bun, spun apropiații. Părinții lui Adrian nu mai au lacrimi să-și plângă copilul. Când se întorcea acasă, tânărul trecea întotdeauna pe la magazinul din localitate unde lucrează mama lui ca să o îmbrățișeze. Am plecat a spus că are filmări la galați. Și atât și eu spus tata lui, merg eu să te duc să nu fie obosit și mă că nu, tată, mă descurc. Poate o adormit el la volan, poate, nu, nu știu. Cei care îl cunoșteau pe Adrian nu înțeleg nici acum ce s-a întâmplat. El era extraordinar. Așa cum îl vedeți și în poze. Era politicos. Era muncitor, era un model pentru comunitatea noastră. E o durere care nu se poate exprima în cuvinte. Vestea a fost cruntă, spune vecina, a murit Adrian, nu se poate. Polițiștii așteaptă acum rezultatul autopsiei ca să afle dacă tânărul de la volan era sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise în momentul accidentului.